Fiecare personaj pe care noi vi-l prezentăm în jurnalele de 14, 17 și 20, de luni până vineri, aici, la Realitatea Plus, este contactat în timp real pentru dreptul la replică. Să nu avem vorbe. Claudiu Năsui s-a născut în București, este economist specializat în finanțe, a făcut parte din cabinetul Ministrului Finanțelor Publice în cadrul guvernului Cioloș, unde a lucrat la proiecte de transparență bugetară, îmbunătățirea legislației privind investițiile publice și dezvoltarea mijloacelor moderne de plată a impozitelor cu cardul. Wow, dar ce a muncit! A absolvit Facultatea de Finanțe a Universității Paris-Dauphine și a terminat un master la Universitatea Bocconi în Italia, tot în domeniul finanțelor. După campanie cu multe scântei și atacuri interne, Claudiu Năsui a fost votat președintele USR București, poziție pe care o ocupă și în aceste momente. Tânărul userist a fost atacat în presă pentru că unchiul său ar fi avut probleme cu legea penală și a fost acuzat de mai multe fapte de corupție. Despre aceste acuzații aduse familiei, Năsui a spus că, iar citez, unchiul meu a fost acuzat în anii 90 de fapte de corupție, dar el și-a demonstrat nevinovăția în instanță. Autorul articolului mincinos nu spune acest lucru, ba din potrivă, insinuează că faptele s-au prescris. O altă acuzație pe care o parte a presei i-a adus-o lui Năsui a fost aceea că familia sa ar fi avut legături cu securitatea, poliția politică a comuniștilor. Din nou citez, în ceea ce privește legăturile familiei mele cu securitatea, acestea sunt într-adevăr reale, dar sunt total invers decât sunt prezentate în articol. Familia mea a avut enorm de suferit din cauza securității, de altfel numele uneia dintre bunicile mele se regăsește chiar în memorialul de la Sighet, deoarece a fost una din victimele regimului comunist. A fost replica lui Claudiu Năsui. Tatăl parlamentarului este Dorel Năsui, un om de afaceri cu avere estimată la peste 100 de milioane de euro, clădită în domeniul comunicațiilor în Statele Unite, țară în care a reușit să plece înainte de 1989. Numele lui Dorel Năsui este legat de afacerea Motorola, prin care statul român a fost prejudiciat în anii 90 cu peste 6 milioane de dolari, scrie Capital.ro. Familia deputatului Claudiu Năsui conduce și firma Agemsico. Potrivit SICAP, în ultimii ani a câștigat peste 600 de licitații cu diverse companii și autorități ale statului. Din datele publicate în sistemul de achiziții publice, firma Agemsico este abonată la contracte cu statul. Apele Române, Romgaz, Complexul Energetic Turcen și Metrorex sunt doar o mică parte dintre instituțiile care au lucrat sau cu care a lucrat între 2011 și 2020 firma familiei parlamentarului Năsui, scrie același Capital.ro. Publicația adaugă că, potrivit datelor publicate în SICAP, cel mai mare contract în valoare de 26.185 de euro a fost încheiat pe 23 martie 2020, la doar 6 zile de la decretarea stării de urgență de către președintele Klaus Iohannis pe fondul pandemiei de coronavirus. Și citez... Să externalizezi servicii de la stat nu este un lucru greșit. Statul român ar trebui să externalizeze mai mult. Problema ar interveni numai dacă există vreo suspiciune legată de cum a fost atribuit acel contract, dacă e ceva legal sau dacă e vreun preț umflat. Din câte știu eu, unchiul meu suflă și în iaurt, a declarat Claudiu Năsui, citat de Cotidianul. Dacă ne uităm în declarația de avere a lui Claudiu Năsui, acesta are două apartamente, unul în București și altul în Paris. Conduce un Mercedes model 2016, are în conturi aproximativ 35.000 de euro și aproximativ 50.000 de lei. Claudiu Năsui nu a răspuns la telefon, poate ne va răspunde în emisiunea de sâmbătă seară, pe care o realizez împreună cu Anca Alexandrescu și Marinela Inghitelu, de la ora 19.